Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi, alături de noi, la Teleuniversitatea Timișoara, este Florin Pistilă, cunoscutul interpret de muzică populară. Bună ziua, Florin, bine ai venit la noi la emisiune. Bună ziua, Gabi, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Cu mare plăcere, ne aflăm în perioada sărbătorilor de Paște, era să spun sărbătorile de iarnă. După vremea de afară. După vremea de afară, da. Se poate spune și așa. Toată lumea se petrece, toată lumea mănâncă, bea, este acea perioadă în care este multă veselie în casele fiecăruia. De aceea te-am invitat astăzi să vorbim despre folclor, să vorbim despre muzică populară, despre parcursul tău în muzica populară. La ce vârstă ai început acest drum frumos? Am început să cânt de mic, de când mă știu, dar am început să iau muzica mai în serios în momentul în care am început liceul la Reșița. Nu aveam încă 15 ani, de la 14 ani. Acolo am pornit pe un drum mai serios, mai hotărât spre muzică, ca să zic așa. Am mers la ansamblu, am mers la Școala Populară de Artă. Deci am luat mai în serios muzica. Până atunci era doar plăcere și hobby. Cine te-a îndrumat? Cine te-a susținut la început? Singura persoană care m-a susținut, ca să zic așa, a fost mama mea. Ea mi-a spus: mami, dacă tu vrei să faci asta și îți place, fă. Și te susține și acum? Mă susține și acum, da. Și Dumnezeu, bineînțeles, că fără El nu se putea nimic. Evident. Ai avut un idol la început, un interpret după stilul căruia încercai să te ghidezi? Da. Când eram copil, când eram la început, pentru mine era sfânt numele de Nicu Novac. Deci a fost idolul meu. Mai târziu am avut și alții, pot să spun, mai ales Iosif Cioclodea. Dar Nicu Novac a fost marele meu idol. Fiind și din zonă, de la mine aproape și cunoscându-ne, și l-am idolatrizat. Da, văd un stil asemănător, dacă pot să spun. Tu cânți foarte mult despre Banat, despre Caraș, despre zona din care vii. Și Nicu Novac, la fel, în melodiile lor se... Noi, almăjenii, suntem mai foloși, așa, mai lăudăroși, ne lăudăm un pic satul, zona, neamul, probabil din cauza asta. De asemenea, știu că singur îți compui melodiile. Când ai început să compui, să descoperi acest talent și în același timp și o pasiune? Pasiunea asta pentru versuri o am încă din copilărie, din clasele primare, pot să spun. Compuneam, făceam poezii și chiar în clasa a cincea, am fost la un concurs de poezie unde am luat și locul întâi pe județ, pe județul Caraș. Din școala primară am compus versuri. Sincer, nu m-am prea ținut de... Mai târziu, în ultimii ani, sau pot să zic așa, de prin 2000 încoa, am început să mai scriu, dar din clasele primare am cam lăsat-o așa mai... Mi-am scris doar versuri pentru melodii, atât. Poezii nu mai scriam. Doar tu îți scrii versurile sau ai avut și versuri care le-au scris alte persoane? Foarte puține, la foarte puține melodii. În general, majoritatea, 98%, cum să zic, le-am scris singur. Cu siguranță că știi sute mii de melodii, multe ai și compus. Este vreo melodie care să te definească ca persoană, ca și caracter, în care te regăsești 100%? Nu pot să spun că există o melodie care mă definește pe mine exact, dar sunt melodii care definesc ceea ce simt. Sunt mai multe melodii care îmi plac foarte mult, care au versuri frumoase și care mă ating la suflet. Dacă tot vorbim de poezii și de versuri în particular, mi-ai mărturisit acum vreo 2-3 săptămâni că ai dori să publici un volum de versuri. La ce stadiu este acest proiect? Deocamdată sunt la stadiu de a scrie încă. Eu sunt o persoană așa mai, nu vreau să zic perfecționist, dar tind spre perfecțiune, adică dacă nu-mi place ceva,
nu vreau să dau pe piață ceva ce nu-mi place mie. Poate că ție ți-ar plăcea. Dar dacă mie nu-mi place 100%, atunci nu. Și atunci aștept să mai scriu ceva, să văd. Până adun un material, nu știu să spun la ce stadiu exact sunt, încă scriu. Dar îmi doresc foarte mult să termin un album, să pot să scot pe piață. Da, ai avut, de exemplu, cereri din partea altor interpreți să le compui? Da, au mai fost care mi-au cerut să le compun, fiindcă pe lângă versuri am făcut și linii melodice. Și au fost câțiva care au întrebat dacă pot să le fac melodii și am mai și făcut, dar foarte puțin, ca să spun sincer. Așa cum spuneam mai devreme, cânți foarte des despre zona natală de unde vii, despre munții Carașului, despre oamenii de acolo, obiceiuri. E clar că ești legat de această zonă și orice bănățean și orice cărășan care pleacă e cu gândul la acel loc frumos, numit Banat, numit Caraș-Severin. Cât de des te întorci acasă, la Obărșii? Sincer să-ți spun, destul de rar, nu neapărat distanța, cât timpul liber nu-mi permite să merg foarte des. În ultima vreme pot să spun că am mers chiar când am avut ori ceva de cântat, ori cum am filmat la ultimul videoclip, de fapt și la penultimul am filmat în zonă, merg destul de rar, din păcate. Dacă tot ai adus în vorbă despre ultimul videoclip, ai lansat o nouă piesă dedicată celor care se iubesc. Ce ne poți spune despre acest nou produs muzical? Este o melodie care am compus-o și o dedic special tuturor celor care sunt la început de drum în viața de familie, mai exact mirilor. E o melodie care exprime exact ce și-ar dori fiecare persoană vis-a-vis de viața în doi, vis-a-vis de nuntă, de persoana de lângă. Mie mi se pare, nu știu, pentru mine melodie, pentru mine extraordinară, mă atinge foarte tare la suflet și pe mulți care au ascultat-o la fel mi-au spus. Am compus-o, cum să spun, nu am trăit eu ce am compus, ci mi-aș dori să trăiesc ceea ce am compus. Da, e bine să asculte telespectatorii noștri, să intre pe contul tău de YouTube. Am postat-o pe YouTube chiar aseară și bineînțeles pe Facebook și cine dorește o să o găsească. Cine caută, melodia se cheamă Hai să ne luăm de mână și în viață să pornim. Exact. Sper să fie cerută anul ăsta la nunți? Sunt convins că o să fie cerută. Sunt convins 100% că o să fie cerută. Bine, ai mai avut ultimele melodii care au avut un impact foarte bun. Aici mă refer la melodia Două fire de argint, da. La 1, 2, 3. Au fost melodii foarte apreciate. Da, au fost apreciate, se vede și numărul de vizualizări și în cerințele la anunț sau unde am mers și am cântat, cât de des a fost cerută. Ajungeam să o cânt de o grămadă de ori într-o seară, Două fire de argint, de exemplu, fiindcă la un moment dat vine o vreme când la fiecare mai apare cât un ghiocel. Mai un pic și la Dansul Mirilor se cerea Două fire de argint. Cu ce ne vei surprinde pe viitor? Ai pregătești surprize, ai în producție alte melodii? Muncesc. Noi muncim, eu împreună cu formația muncim la câteva melodii. Ce-i drept petrecere? O melodie este, chiar pot să spun, avem acum o melodie frumoasă, tot de dragoste, o melodie de masă care sper eu că după Paști, în maxim 2 săptămâni, să-i dăm drumul. Și după aia avem o melodie despre șoboi. Rămâne o surpriză. Rămâne o surpriză. La melodia să facem și un videoclip.
pe măsură. O să fie ceva... E dreptie comercială, nu e folclor, dar vrem să îmbinăm un pic și folclor. Pe partea cealaltă cu folclorul, încă am melodii în lucru și în studio la Sebi, la Roșca, la domnul dirijor. Mai am două melodii care, nu știu, depinde și de timpul lui liber, când, nu știu când o să le finalizăm, dar sunt în proiect. Sunt în cuptor. Un cim, da, sunt în cuptor. Gata să se coacă. Urmează perioada rugilor în Banat, un obicei frumos și îndrăgit de toată lumea. Unde putem să te ascultăm, să te urmărim? Așa, nu mai știu exact care, cum le am. Știu ceva, rugă la, după Oțelul Roșu, la Măru, la Crâșma. Astea sunt în, cred că în iunie. Mai știu, pe la Zăvoi, la... la Giarmata, cred că, da, prin septembrie. Nu le mai știu pe toate, îmi cer scuze. În mare măsură în Caraș. În mare măsură în Caraș, da. Viața de artist și viața aceasta în cadrul evenimentelor înseamnă și momente foarte frumoase. Îți aduce aminte de un moment amuzant de la un eveniment? În spatele nostru avem foarte multe fotografii, da, de la diferite evenimente, chiar și de la filmările ultimului videoclip. Da. Uite, asta e un moment amuzant. eram la un botez, era acolo, da? De la Uivar, cred. Și au venit dansatorii și au dansat Țigănescu cu pălării pe cap și la urmă, la un moment dat, au venit și ne-au pus nouă pălăriile. Și la Uivar și pe acolo sunt câțiva ciobani și am zis, n-au, uite, încă doi ciobani. Am fost mai multe momente amuzante. Am fost la un nunt, nu mai știu unde, aș minți, acum vreo câțiva ani. Și la un moment dat vine o femeie mai în vârstă la mine, se uită la mine și zice, iubată, ce norocul cât ești de mic. Și pe la televizor ești cât televizorul. Îți dai seama că ne-am amuzat pe chestia asta. Bată, ce norocul cât ești de mic. A mai fost o fază care am memorat-o foarte bine la mine în sat. Nu mai știu, era nunta unui prieten, cântam și pe vremea aia aveam o Dacie, îs ceva ani de atunci, aveam o Dacie, da, și am ajuns, ne-am parcat în fața căminului undeva acolo mai lateral și vine tot așa o femeie mai în vârstă, vine la mine, mă cunoștea, dar fiind de la mine din sat, da, și zice, iulele Florine, păi tot cu coaja asta de mărșină ai venit. Și femeia bătrână, știi. Uite, apropo, aici o poză cu idol, domnul Nicu Novac. Un om cu un caracter deosebit. Da. Asta chiar de la filmări pentru Paște, cred că a fost... Fotografia. Da. Da, și așa am pățit, tot cu coaja asta de mașină. E, între timp lucrurile s-au schimbat. Da, lucrurile se schimbă, noi evoluăm. Da, așteptăm să te urmărim, să vedem următoarele producții muzicale, să ne surprinzi plăcut, la fel cum ai făcut-o și până acum. Datoria noastră este să aducem în permanență ceva nou pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne îndrăgesc și ne urmăresc. Lumea, chiar dacă scoți o melodie bună, la un moment dat mai vrea altceva. Și atunci datoria noastră e, în sezon mergem la cântat, în extra sezon mergem în studiouri și muncim la studio. La producție. Da. Ce părere ai despre valul acesta de tineri? Un val îmbucurător din punctul meu de vedere, care tot mai mult vine către muzica populară. De câțiva ani parcă s-au mutat tinerii din cluburi, discoteci și vin mai mult către folclor, către muzică populară, către tradiție. Nu pot decât să mă bucur
văzând lucrurile astea, pentru că la un moment dat simțeam așa că parcă tineretul se depărtează de folclor, de tradiții, de obiceiuri, de tot ce ține de viața de la sat, și eram așa oarecum văzând la un moment dat că unde cântam, în restaurant sau la ruj, sau tot mai mulți tineri pătimași, tot mai mulți tineri după muzică populară, în mare parte și-au adus aportul la chestia asta și ansamblurile, foarte important, ansamblurile din diferite, din Timișoara sunt o grămadă de ansambluri și pe lângă Timișoara, în satele de pe lângă, și au ajutat foarte mult tinerii și ajută în continuare și îi atrag către muzică populară, către folclor, către obiceiuri, către vechi. Un lucru foarte, foarte bun. Deci, pentru asta merită aprecierii primarii care susțin ansamblurile, Consiliul Local, cum e cazul și în Timișoara. Foarte de apreciat este acest lucru, pentru că dacă lași să se piardă tradiția, eu zic că ar fi fost vina celor de sus, cum se spune. Și tot meritul lor este. Da, dar nu este vină, acum este meritul lor, fiindcă au grijă de obiceiurile noastre, de tradiție și de folclorul bănățean. Noi îți mulțumim pentru că ți-ai răpit din timp să vii la noi la emisiune, într-o zi frumoasă, într-o perioadă frumoasă, cum este aceasta, cea a sărbătorilor de Paște. Pe final, dacă vrei să transmiți un mesaj celor care te îndrăgesc, celor care te ascultă și te apreciază. Da, vreau să le mulțumesc la toți pentru încurajări, pentru faptul că mă urmăresc, că mă apreciază, pentru respectul lor, pentru tot ce fac fanii mei pentru mine, pentru că până la urmă ei ne dau nouă curajul de a munci și de a merge mai departe și tot ei ne dau satisfacție pentru munca pe care am depus-o. Vreau să le doresc sărbători fericite, un Paște fericit la toată lumea, cu liniște în casă, lumină în suflet, voie bună și Doamne ajută la toată lumea. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu de asemenea vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi și tot binele din lume. Un Paște fericit alături de cei dragi. La revedere!